Salut tuturor, eu sunt Lion Stars, aia salut, Mr. Roro și bine am găsit la un nou episod de Syndicate, unde eu și au făcut cam multe atâta timp cât eu am lipsit din cauze naturale. Au fost niște probleme la mine cu whitelist-ul și nu stau să mă complic acum. În fine, e important că m-am întors aceea și vreau o să-mi prezinte, se, acum aș bate și-l joc, a găsit niște aripioare de alea că i-au bătut dragonul cât eu am lipsit. Dar nici el nu știe ce face, că acum trebuie să se întoarcă. Nu, dar eu știam că poate să zboare la infinit chestia asta, dar mă rog, dacă tot ridic, da, ți-am zis că îmi frimuiește. Da, și Frost Walker-ul, dacă te uiți. Îți merge extrem de bine, observ. Se blochează, nu pot să urc. Frost Walker-ul ăla nu-i de tine. Nu-l meriți. De ce nu pot să urc? Eu de ce mă urc cu F5-ul, nu înțeleg. Nu mă întreba pe mine, deci pe unde mergem să ajungem în end? Stai, aici, în Nether. Deci mai întâi mergem în Nether ca să ajungem în end, ok? Da, mă, păi nu e logic. A, nu prea. O luă și bațat aici, o luă și... Au... M-am uitat să-mi pun flame-ul, parc. Hai, acolo contează, oricum nu... Vrei la ferma de gold sau în end? Hai în end, după aceea mergem și la ferma de gold. Da, n-apucăm. În fine, atunci hai până în end și gata. Parcă mă interesează mai mult să văd. Poți să-mi arăți un drum bun? Da, hai să rupem space-ul. Bă, de ce nu pot să sprintez? Știi, și acum să înceapă să vorbească mai cum ești în timp ce... Dar ce crede că m-a prins din urmă? Am mi s-a stricat hangar-ul. Dar la mine nici nu se aude când dau space așa că retardat, că dau încet. Da, la mine se aude, nu da. Pot să mănânc, ești idiot. Hai știu că se aude. Hai că te aștept. Păi o dau super repede, prietene. S-a blocat. Tu practic m-a provoc să-mi pun macro pe space. Adică? Macro pe space, adică s-a pus un buton și s-a pus space de nu știu câte mii de ori. Cred că pe aici, da. Dar nu pot să bag sprint, ești nebun? Bă, vezi că te duce în end singur. Mor, dracu. Îți găsi cine să vorbească. Bă, prietene, eu sala care are toate chaturile de pe server, nu uita. Păi tu singur. Ești nebunul care stă toată ziua pe server. Anuși care cu o zi în plus de față de mine. Păi asta toată ziua a făcut pe server, tu stai toată ziua și joci pe server. Bă, am elitra-ul la mine, bă, dacă mor. Asta e, se mai întâmplă. A, n-am cum eu cum să mor, stai puțin. Logic. Apoi pumpkin. Oh. Pumpkin, am uitat. Nu mă atacați, bun, gata, hai, go. Am o textură la care nu mi se vede pumpkin-ul, adică l-am făcut invizibil, like, știi, să nu... Adică eu, acum merg cu F5-ul, dar nu-i bai. Ok, poți să faci așa. Și vrei să mergem în a doua dimensiune sau? Apoi nu știu, că nu avem enderpearl-uri. Da, crezi că nu fac eu rost? Ei, țiganule, dă-mi aici un enderpearl. Hai mă, nu mor de data. Da-mi ăsta. Hai mă, mor de data, mă, prietene. Iar. Bă, deci eu zic că ăsta s-o molipsi de la nenea Pain. Spune în continuu, prietene. Ia. Acu sincer, nu crezi că te-ai cam olipsit băiatul? Ne. M-am îmbolnăvit, ai drept. Ți-am zis că-ți drăcit. Eu ziceam de molipsit, dar stai mă puțin să mai omor, mă, că nu vrei să te duci să, fără să te întorci, nu? Ăsta e un adevăr crunt. Apoi hai pe ăsta. Nu sta lângă mine, că dacă-ți dau o să fie de asta, cred că mori. Păi ce are pe ea? Dă-te înțantările la maxim. Șoară când ești 5 Fire Aspect 2 numai, nu cred că aș muri. Bă, ia. Looting 3 Fire Aspect 2, Knowback 2 și Arm 5, am Breaking 3. Ați spus, nu cred că aș muri. Pe mine mă interesă doar ce dă damage. Asta e făcut așa sigur ca să fie clar că dă mâna aia, nu? Ce? Ca să fie sigur că dă mâna asta. Cum adică? Adică că nu dăm de sus și ratăm. A, păi logic.
Și cum ți se pare a doua dimensiune? Ia zic, ca și prima. Exact! Cam golită noi. Păi știam că cam așa e. Uite desenată în dic. Mergem să căutăm și noi ceva în dungeon? No, baftă. Dar ce, se găsesc greu? Normal. Dar văd că nu mai ies ciorus de alea, plant. Păi la câte ați luat voi de aici, nici nu mă mir. Nu, nici eu. Am plăcut de tine, nici eu. Uite, pe aici am găsit un dungeon. Bă, să vezi cât am zburat, bă, prin dungeonul ăla, să mor eu. Deci eu cu tine trebuie să merg aici încet pe drum. Să-l dor tu că merg în F5 și mie că după aceea mi-o iau la bot. Și eu merg în F5. Da, dar știi că dacă facem vreo coliziune amândoi ne ducem. Cum adică? A, da. Uite, aici vezi și tu Churus Plant în The Syndicate, în lumea lor naturală. A. S-o trezim ăsta. Acum aștept să scrie ceva pe chat, dar nu sigur. Știam eu ceva. Stai că mă înjură. Băi, apoi parcă văd ceva pe insula aia din față. Deci așa stau toate insulele una lângă alta, gen. Apoi eu parcă văd ceva pe insula aia din față. Ce? Apoi nu știu, dar văd că sunt destul de multe plante și nu sunt sigur. Ne, nu contează dacă sunt plante. Asta e că... Ce am, că 32? Nu merge, numai 16. 12. Ce? 12 ceancuri. Dar o simt pe 16. Da, numai 12 merge. Serverul. Ce care e ideea? Insula asta mi se pare, sau nu știu care, prin apropiere pe aici. A, încolo, uite aici mai este. Ok. Un drum. Stai, uite, ăsta mai e drumul. Și ăsta te duce la o insulă gigantică de vreo 2000 pe 2000 de blocuri, așa că nu te sugerez să te duci că te pierzi. Hai. Eu nu mai vin. Hai, mă. Nu mai vin, mă. Am explorat tot ce se poate pe acolo. Ăla e primul dungeon care l-am găsit în partea aia. Dar nu vii tu cu mine. Nu, mă. De hai. Ce? Hai, mă, ești nebun? Nu te du, mă. Ba, mă duc. Mă. Da. Hai să ne întoarcem să-ți arăt și ferma de gold, sau cât ai până acum? 6 minute. 7. Păi hai, că poți să-ți arăt și ferma de gold până atunci. Dar stai, mă, că vreau să mă duc pe aici. Hai, mă. 772 minus 1245, nu mă pierd. Bine, eu mă bag cu pigmenii ăștia negri. A, păi bravo, lolo, și da, într-unul ții... Mă, da, mă bat cu pickaxe-ul, știi? Hai, mă, dar nu mai moare. Bă, mă moare, ești nebun, îmi sparge armura dracului. A, păi știi ceva, dacă spui că ai așa de mult de mers, cred că mai bine mă întorc. Am pus, am distrus dungeon-ul ăla, gen, am pus o grămadă de băcuri în el. N-ai pus TNT și tu ceva, a? Nu cred că bubuie. A, păi dacă tot îmi distrus că-i 2000 pe 2000, mai bine mă întorc. Păi hai. Acum vine. Arcul power 5, punch 2, n-am un break, am breaking 3 și ți-am zis că trebuie să pun flame-ul, dar n-am level, cred că, nu știu. Te văd. Dacă dau cu arcul acum în tine. Ești moist. LOL! What? Stai, dacă dau jos scutul. LOL! Ce? Uite-te, uite-te cât de awesome. E buguit Minecraft-ul, deci. Așa dau click dreapta, dar n-am nicio săgeată. Uite-te la mine. Te uiți? Da, și ce se întâmplă? A, de pe F5, da. Ok, deci uite-te, nu apăs click dreapta și nu se întâmplă nimic. Pun scutul pe mine. Pe ăsta. Și când dau click dreapta, pare ca și cum aș trage cu arcul, uite. Da. Dar fiindcă ții scut, de-aia apare așa. Știu, și dacă pun pe cealaltă mână nu se mai pune. No, hai să mergem înapoi. Apoi eu deja plecai. Hai, prietene. Iară! Eu nu-mi dau seama dacă faci intenționat sau din greșeală. Și nici tu nu-ți dai seama, aia îmi place. Trist. Foarte trist, mai ales în cazul tău. Dacă mi s-ar bloca, acum am. Aș râde de tine. Să vezi cât mi-o luat să construiesc podul ăsta. De fapt, gamii l-au construit, dar nu. Apoi pare un pod care conține vreo un stack și un pic. Da, mă, dar să vezi tu când îl construiești deasupra voidului cum e. Dar ce e așa de greu? Că doar să ții shift-ul. Mi se pare o chestie perfect normală. Și...
Dacă ți se rupe shift-ul între timp, ce zici? Cum să ți se rupă shift-ul? Bă, să mă poate întâmpla, este șansă. De cât? 0,0001. La tine poate mai mare, cât de vechi e. Am tastatură de... De fapt, îmi place că mi s-a dus vopseaua de pe W, A, S, D, Q și Enter. Dar tu ai vopsea pe ele? Gen, nu știu, s-a dus așa culoarea de pe, nu știu cum să zic. What the fuck? Like, ca și lacul de unghii, știi? S-a dus, ceva de genul. Că cel mai mult le folosesc astea și Q-ul folosesc pentru... Unde ești? Ah, mai spune. Pentru crouch. Nu. A, băi, fii atent, eu știi cum știam că trebuie să faci la chestia asta. Pui O-ul de end aici sus în mijloc și pui câte un end crystal de ăla pe margine. Eu așa știam că trebuie să faci ca să invoci dragonul. Nu știu, poate. Dar mă că tu ai zis cu Kai. Păi da, și eu știam că de la Kai e chestiile alea. End cristalurile. De la Kai e schelet. Ăle le craftezi, prietene. Păi da, dar știam că... Nu, dar știu că înainte te dropai de la Kai e schelet sau ceva genul. Vrei să mergem în Nether să-ți arăt ferma că e aproape de spawn? Atunci ok, tu unde ești? Păi la spawn, ai în portal. Acum vin, acum. Numai zic că este o șansă să pice serul de 30%. S-a moart. Păi e o fermă G-fucking gigantică. Apropo, Anușca e în spital. De ce? Probleme cu tiroida. Au, glanda tiroidă cea mai e dracu. Oricum vine mâine. A avut și mai cum probleme cu glanda tiroidă. Stai să mă asigur că e ok, știi să te urci, nu? A, da, cred. Sari, sari, sari și de, așa, bun, hai, go. Hai că văzui în video vostru. Vai, cât o spartă și stai că asta poți să o sparg. Oricum nu te poți prinde de ea, gen când... Ba, da, e destul de impo... Mă rog, hai sus. În fine, nu contează. Dacă îți dau... Că de scară te prinzi mai ușor în partea asta. Dacă îți dau o perlă acum. Dacă îți dau o flec, mă. Ce pula mea. Ce? Tu știi ce ciudat zbori cu Elytra-ul dacă... Gen, dacă dai shift-ul. Dacă ți shift-ul apăsat. Da, știu. Am testat. Zboară epic ciudat. Da. Ce cu chestia asta uriașă? Asta e fermat de colt. Cât asta nu, să faceți? Nu e automată, dar mă rog, numai vreo 6 ore. Să, stai să ghicesc, tu ai fost principalul care a început construcția. Nu, no, Francesc. Mamier, mamier. Bun, deci tu stai aici. Tot ce trebuie să faci tu... Uite, da, aici. Da. Deci, când urc eu, tu să pui blocul ăsta aici unde stau eu, gen. Aha, ok. Stai că tu nu poți să... Trebuie să pui două blocuri atunci. Stai cum să-ți o dau. Am de cobblestone la mine în casă. Ok, deci pui două blocuri. Apoi știi că ăsta e slab. Tu vezi cât ping vedeți, nu? Uite-te, te rog. Da, hai, hai, tău. Hai, repede, că te ajut. 3, 2, 1 și... Ia, ia. Blochează! Gata. Nu, am picat. De ce este o gaură în pământ? Fică să pici tot. Poate tu, te rog. Trebuie să spun că mă vezi că mă mișc în lag, așa-i? Da. La mine sunt 200 și de frame-uri. A, nu e problemă de... Bă, dă-te mai jos, dracule, cine-o crescut așa? Așa, nu, acum dă-i. Ar trebui să stăm mai depărtați unul de altul. Sau le poți da cu pumnul? What the fuck, un pic în lag! Ce naiba! Vezi că dacă-ți dau o chestie de-asta alba, ai zburat, bă. Ia dă-mi tu mie aripile în caz de orice. N-ai oricum că te prinzi de scară. Dacă zbor în partea asta, mă mai prind eu de vreo scară? Da, logic. Nu pe bune, ia dă-mi aripile în caz de orice. Nu. Nu de acasă. Hai mă, dă și mie că vreau să-l încerc. Ok, hai că zbor cu ele până. What the fuck, cum o picat ăla? What the fuck, tu vezi? What, gastu?
Ai văzut ce speed-o a avut? Aha, hai de aripile. Ok, hai să mergem jos. Da. Știi să zbor cu ele? Da. E sigur? Da. Vezi să nu zbor foarte mult, că se strică de acum și... Mă rog, pot să zbor în jur de 7 minute cu ele. Ți-am zis că e lag. A, stai că nu pot să zbor cu ele. Nu te arunca. Nu te arunca că te buguiești și mori. Am încercat. Nu te arunca, mă, cu ele, că te buguiești, că e lag, mă. Alright, guy. Wee. A început să zboare pe la final. Nu te-ai buguit. Pe la final începu să zboare. Hai te rog la XP și uite cât faci. Apoi așa mai vii de acasă. Și gândește că am dat numai într-o tură de aia. Eu zic că... Să bii de gold prea multe. Ce level ai? 34 de la 27. A, păi puțin. De la 27. Dă elitra aici. A, se confiscă. Vrei să dau o sabie în tine? Dacă dai o sabie în mine, crezi că o să mai existe elitrau după? Hai, dă-l odată. Ce? Dă-l odată. Dă ce, bă? Sucă blied, dă-l odată. Apoi bine. Wow, genius. Parcă vezi că nu mai e acolo, că nu sunt încărcate ceancurile. Gata, am luat-o. Se repară cu ladder, apropo. A, nu știam asta. Cât ai până acum? Pe spusei. 34. De minute? A, nu, 16. Dar mi-am încheiat armura de diamond și ai că tunica și ies. Ok, n-avem o carte cu unbreaking pe acolo, te rog, dacă să vei încheiat. Fire ta. Protection, nu mai vreau să încheiat. Nu avem, mă. Unbreaking 3 printr-un chest, nu știu. Ia stai un pic, că încerc să mi încheiat altceva, că aia am văzut că îmi dădu o porcărie. Bun, protection, am venit... Protection 4, unbreaking 3, perfect pantalonii. Am venit până acasă cu enderpearl-uri. Păi fain. Că șmecher, mă, ce? Hai că îmi fac o armură decentă momentan. Bun, mie îmi trebuie un unbreaking acum. Hai că am și eu cât de cât decentă acum am armura. După ce închizi episodul, trebuie să arăt un chest secret. Păi, nebun lume, cam acesta a fost și episodul. Am făcut 17 minute. Ok. Păi, nebun lume, cam acesta a fost și episodul. Aici am fost alături de Mr. Rush. Vreau să-i mulțumesc că mi-a prezentat astea. Chiar da. Habar n-aveam toate astea noi. Păi, și ce? Cam asta a fost episodul. Eu am fost la Landstars, el a fost Tololo și vă spun papă. Bă, stai, n-ai închis pe ce? Ce? Hai să-ți arăt un vibrator, coboară. What? Vibrator, uite. Vrei vibrator? Uite. E roz. Îți place? Ok, lumea, cam acesta a fost episodul. La revedere. Pa!